Salutare! Astăzi vă prezint și fac un scurt review la parcul din Sibiu. Este ultimul parc apărut, creat de sibieni. Sunt un pic dezamăgit la prima vedere de ce se întâmplă și cum a fost văzut, conceput și așa mai departe. Este un parc construit pentru copii, pentru cei mici, nici de cum pentru calistenice și persoane adulte. Are plusuri, are minusuri. Bineînțeles că am văzut doar minusurile când am venit. Am găsit și foarte multe plusuri. De exemplu, unde mi-am pus acum telefonul să filmeze, este un stâlp de iluminat la jumătate de metru care are 4 porturi de încărcare USB, care sunt acoperite cu niște cauciucuri care încă sunt aici, dar probabil că nu o să reziste mult. O să trecem să prezentăm un pic și parcul, echipamentul și ce mai e pe aici. Să vedem plusuri, minusuri. E a doua oră sau a treia oră când merg într-un parc Kangaroo Pro. Ele ar trebui să fie echipamente de top, dar au ajuns pe mâna noastră și sunt montate foarte prost, amplasate foarte prost și s-a făcut bătaie de bagiocură, să zicem. Acum o să testez un pic paralelele. Mi se par un pic depărtate, dar au avantajele lor. M-au atacat copiii, nu prea te lasă să lucrezi, ca în orice parc. Parele sunt super bune, față de Brașov nu au bara aia de jos, care încurca foarte, foarte mult la balans mai ales. Chiar dacă nu au acea întăritură, sunt destul de fixe, îmi plac, chiar îmi plac. Nu știu ce dimensiune au, dar este perfectă pentru prindere. Sunt drepte. Totul mi se pare ok la ele. Și se poate sta super super lejer în mâini, chiar de la prima utilizare. Adică nu trebuie să vii să te familiarizezi cu locul. E chiar stația de paralele e reușită. Îmi place foarte mult. Și este la o înălțime rezonabilă. Se pot lucra și australiene și coreene, dipsuri coreene. Acum o să vă zic ce nu-mi place la Monkey Bar, ce-mi place. Barele sunt foarte puține, 7 la număr. Chiar trebuie să faci niște alegeri dificile, pentru nu suntem toți la fel. Avem brațe mai lungi, mai scurte, suntem mai înalți, suntem mai scunzi. E foarte greu să te adaptezi pe un asemenea spalier. Mie mi se pare că cele din Brașov, cele de pe modelul nostru, sunt extraordinare. Poate nu au atât de mult spațiu între să faci diverse scheme, dar pentru partea pe care trebuie să o facă de spalier, sunt extraordinare. Hai să vedem ce... Cam asta este singura priză ok pentru un film flat. Cealaltă priză ar fi mult prea largă, cealaltă priză ar fi mult prea mică. Da. Per total sunt dezamăgit. E doar fancy. Arată bine, arată bine și atât. Nu știu dacă se vede banca în imagine. Se vede. Ce?
Banca mi se pare o chestie super mișto. Banca chiar e, chiar e bună. Își face treaba. Din păcate, noi nu avem asemenea bănci prin Brașov. Și e un mare plus, e un mare plus să le ai. Se pot face niște exerciții super mișto, deci ăsta e un mare plus pentru parcurile Kangaroo. Hai să trecem mai departe. Astea sunt barele joase, în general pentru slotări. Dacă observați, este o foarte mică diferență între bara de sus și cea de la paralele. Teoretic, bara de sus putea fi înlocuită de paralele. Bara de jos este super ok pusă, ar fi trebuit una intermediară, după părerea mea. Cred că am destul de experiență deja în treaba asta cu parcurile și așa. Și văd foarte multe greșeli de montaj. Bănuiesc că se pot modifica rapid pentru că sunt... Ăsta e avantajul la Kangaroo, sunt foarte ușor de modificat și de corectat. Da, hai să încercăm ceva. Asta puteam face și la paralele. Un mic avantaj, barele astea sunt mult mai subțiri decât la paralele, ceea ce da, într-adevăr, creează o diferență între ceea ce v-am spus, bara de paralele și bara de aici. Pentru că la paralele ai nevoie de o priză mai bună pentru a sta în mâini, pentru a executa mai ok exercițiile. Dar aici chiar ajută că bara este mult mai subțire. Deci e un punct bun. În tot rău e un bine. Hai să trecem la partea de freestyle și la cubuleț. Una din bare este complet strâmbă, deci nu este montată la boloboc. Barele înalte sunt aproximativ la aceeași înălțime. Scopul lor este să fie la înălțimi diferite, de asta avem conceptul ăsta de cub. Ca să poți face freestyle, să sari dintr-o parte în alta, să legi niște elemente. Și din păcate nu se pot lega aici cine știe ce elemente. Cred că trebuie foarte multă imaginație. Barele acelea joase sunt extraordinar de joase, sunt extraordinar de distanțate și nu poți să faci un muscle up din acela wide grip. Deci e dezamăgire, e groaznic. Ar trebui date toate jos și montate din nou, dar cred că nu și-a bătut cineva capul, nu se ocupă nimeni și atunci niște muncitori care n-au nici un fel de pregătire în chestia asta, nici un fel de cunoștințe, vin și le montează după capul lor. Și chiar acum am vorbit cu cineva în parc și a fost primul lucru pe care mi l-a spus. Că barele sunt super, super prost puse. Hai să trecem mai departe, că acum vin niște surprize și mai faine. Cam asta e înălțimea. Da, deci la înălțimea asta nu pot fi folosite nici măcar la jumătate din capacitatea lor. Au fost puse pentru copii, da, e singurul lucru la care mă pot gândi. Probabil nu s-a gândit nimeni că vreodată cineva o să vină și o să facă calistenice sau exerciții fizice în ele, ci o să cațere copiii. Hai, fă-o pentru mine! Hai, Alex, hai!
Ok, partea cea mai enervantă pentru mine. Hai să vă arăt de ce. Deci, treaba asta trebuia să fie la o înălțime de 2 metri jumătate, unde chiar ar fi fost ok. Dar nu, nu știu, muncitorii ăștia ce și-au închipuit. Adică, bă, montezi un parc, îți folosești un pic creierul, imaginația. Dacă ai aproape 2 metri jumate spre 3 metri de bară, de ce n-ai folosi-o? De ce ai pune la jumate? Mă mir că nu le-au tăiat cu flexul. Da, deci e o bubuială totală. E un echipament super, super profi, bun. Anumite chestii sunt, se vede că sunt chiar gândite, sunt mișto. Acum am primul coleg, este un tip din Serbia. Am stat un pic de vorbă cu el și au cam coincis ideile noastre despre acest parc. Nu știu ce v-aș mai putea spune, hai să vă arăt stâlpul acela cu încărcare USB, pentru că cel mai șmecher lucru pe care l-au e țâșnitoarea. Deci o țâșnitoare în parc e ceva extraordinar. Un coș de gunoi destul de frumușel. Ok, în parc avem și un panou pentru începători, pentru oamenii care vin prima dată într-un astfel de parc sau nu, cine știe. Prezintă câteva exerciții de bază, încălzire, exerciții la bară, tracțiuni, flotări la paralele, la băncuță. E ok că există. Acolo sus se vede și stickerul federației. Ok. E interesant. Și da. Adică oamenii chiar s-au chinuit să fie condiții. Și acum o să vă arăt și stâlpul de încărcare, ceea ce este foarte, foarte cool. Ia uitați. Dar sunt neasigurate. Nu înțeleg logica. Se vede că ele funcționează, dar probabil vor dispărea extrem de rapid. Nu are nicio logică. Nu suntem atât de civilizați, din păcate. Și nu îmi dau seama cât de waterproof sunt, dar nu. Eu prost. Trebuiau prinse, da. Adică trebuiau să vină așa. Hop, da. Ceea ce acum nu mai funcționează, pentru că trebuiau puse din prima așa. Oh, ce mișto. Ok, bănci, în caz că obosești, cine știe, prea mult workout, suport de biciclete. Și mai multe bănci și încă un stâlp de încărcare USB, care este și pentru iluminat. Bă, ce pot să vă mai spun? Cam asta a fost prezentarea acestui parc din Sibiu. Suntem în Piața Cluj. Nu este trecut pe hartă, probabil din cauza că nu se ocupă nimeni. O să-l trec pe hartă și vă așteaptă. Ok, am ajuns în parcul Subarini. Barele sunt mult mai înalte, sunt modele complet diferite. Astea sunt chiar un pic distanțate, mi se par mai greu de folosit. Vedem acolo aceeași băncuță cu bancă dreaptă. Aici încă o băncuță. Sunt deja prea multe. Acolo avem un monkey bar, care este la înălțime ok, zice eu. Da, e mai greu accesibil pentru copii. O să vă fac așa o scurtă prezentare, pentru că le-ați văzut deja. Toate seamănă între ele. Bun. Acolo este o stație cu două spaliere. Din cauza că nu sunt sudate, sunt, cum se vede, unul mai jos, unul mai sus.
două bare de tracțiuni pe înălțime, la care se pot lucra exerciții, dar din păcate nu sunt pentru freestyle. Ok, dincolo erau copiii, aici sunt pensionarii. Acolo mai sunt două spaliere, încă o bară de tracțiuni, încă o stație de paralele și încă un monkey bar, la fel de înalt. Și în capăt putem vedea barele joase, care nu sunt chiar așa de joase aici, pe care vi le-am prezentat și în celălalt parc. Ok. Din câte vedeți, ele sunt puse pe o suprafață foarte, foarte mare, mult prea mare ca să fie ce trebuie, adică cu utilitate ridicată. E bine că există totuși, dar este păcat că nu sunt montate la un loc și asta nu cred că se mai poate modifica. Da, deci ăsta e parcul de submarini. Da. Astea sunt toate stațiile. Și mai este un parc pe care o să leg tot de filmulețul ăsta, pentru că nu are rost, dat fiindcă sunt aceleași. Am ajuns și în parcul numărul 3. O să vă arăt acum principalul dezavantaj. E drumul. Este șoseaua. E zgomot infernal. Sunt parcatoare din astea de bicicletă și tot parcul este ca cel de sub tâmpa. Este pus în lung. Sunt câteva bănci. Se vede că e nou-nouț. Paralelele sunt modelul de submarini. Ăsta a fost făcut mult mai bun, adică mult mai bine, mai eficient. Cubul, de fapt sunt 3 cuburi plus un monkey bar, sunt bine puse. Da, avem și un Swedish wall, un spalier, două băncuțe înclinată și normală. Ăsta e exact același complex de sub arini. Aici, ca și diversitate, avem ambele paralele. Sunt foarte, foarte mișto. Bară joasă, bară înaltă, încă două spaliere. Ca sub arini, un monkey bar din acesta simplu și în capăt încă o băncuță simplă. Cam asta este parcul. Cam asta este aranjarea lui. Eu îl prefer, mi se pare cel mai bine organizat, cel mai complet, să zicem, și complex. Da, cam asta e schema de exerciții. E cât de cât la înălțime și se vede foarte frumos zidul ăla șmecher. Da, stație de autobuz aproape. Ce pot să vă mai zic? N-am văzut să fie vreo cișmea pe aici. Ar fi fost un mega avantaj. Da. E o zonă imensă de tartan. Cred că e cam cât 4 parcuri din cam cât 4 parcuri din Brașov. Avem și cișmea. Ceea ce e extraordinar, super tare. Da, deci ăsta e un parc super mișto. Bănuiesc că are umbră. Și da, cam ăsta a fost clipul cu parcurile din Sibiu. Le-am făcut ciorbă pentru că n-avea rost pentru aceleași echipamente, aceleași aparate să fac clipuri diferite. N-avea nici rost, nu aveam nici timp pentru așa ceva. Asta este o ocupație, așa, un hobby în timpul meu liber. Deci da, spor la antrenament, sper că v-ați făcut o idee despre cum arată parcurile din Sibiu. Ăsta e aproape de unul de skate. Spor!